Stimați și iubiții telespectatori, suntem din nou în studioul Casei din Betania, împreună cu pastorul Ionel Pleșa. Dorim să vă salutăm pe toți în numele Domnului, vă spunem bun găsit și de această dată. Am dorit minutele următoare, ne-am apropiat de data aceasta de încheierea studiului asupra cărții către Coloseni. Am dorit ca în minutele următoare să ne ocupăm puțin de ultimul capitol și anume de capitolul 4. Această carte conține numai 4 capitole, este o carte destul de scurtă, am zice noi, dar plină de atâtea și atâtea învățăminte utile pentru viața noastră de credință. Aș dori să citesc numai câteva versete în partea introductivă a acestui capitol, pe marginea cărora pastorul Ionel Pleșa va mai dezvolta, va mai spicui, va mai citi dumnealui și alte câteva versete, dar haideți să citesc de la versetul 1 și până la versetul 5. Și auziți ce spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Și versetul 5 cu care încheiem citatul, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea, amin. Aș dori în continuare să dăm loc invitatului nostru să ne expună, să împărtășească împreună cu noi din acest cuvânt bogat al lui Dumnezeu, din cartea aceasta către Coloseni, iar noi, mă repet, de fiecare dată vă rog să fim cu foarte mare luare aminte la sfaturile care vor urma. Ne-am apropiat de încheiere, stimați telespectatori. Suntem la ultimul capitol din epistola lui Pavel către Coloseni. Este un lucru interesant că observăm o repetiție ce ni se pare într-un anumit fel dusă la punctul extrem. De ce mai era necesar să amintească încă o dată stăpânilor cum să se poarte cu robii lor? Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Și nu fiți atât de cruzi și nu fiți atât de răutăcioși, nu fiți atât de răzbunători, nu fiți atât de zgârciți ca să le opriți și hrana și să le programați niște norme pe care ei nu le pot realiza. Fiți cu inimă bună pentru că sunt nu numai robii voștri, ci sunt și frații voștri în credință. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă. Și mă gândesc eu acum, pe vremea lui Pavel, când se deschidea o ușă, aceasta nu se deschidea fără de rost. Dumnezeu deschidea ușile pentru apostolul Pavel, unde trebuia să ducă mesajul Evangheliei. Dar întâlnindu-se cu tot felul de oameni, și refractari, și entuziaști care primeau cu bucurie, apostolul Pavel simțea nevoia să ceară sprijinul credincioșilor în rugăciune. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușe pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Și ne gândim, Pavel era cu lanțurile pe mâini când scria această scrisoare. Timotei era lângă el, că i s-a permis până la urmă să aibă pe câte cineva. Unde mai găsim predicatori din aceștia care cu lanțurile pe mâini să ducă o asemenea veste bună și cu un efect la nivelul pe care l-a produs Evanghelia propovăduită de Pavel? Este un lucru extraordinar și ne cheamă pe noi toți și trebuie să ne simțim îndatorați, să ne rugăm în permanență pentru cei care au fost chemați, împuterniciți și trimiși în slujba predicării Evangheliei, ca să o poată predica întreagă, fără nicio rezervă, de teama unor categorii de oameni care sunt refractari și le-ar putea face greutăți.
ca să fac de cunoscut această Evanghelie, așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Să n-am niciun motiv de reținere, acum nu mai spun cu tare lucru pentru că se supără nu știu cine. O, Doamne, ajută-ne să împărțim drept cuvântul Tău și să ținem sus cuvântul lui Dumnezeu și niciodată să nu fie călcat în picioare, în sensul de a-L ignora și în sensul de a ne căuta numai ceea ce ne place în Scriptură. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Cine sunt cei de afară? Cei care nu s-au încreștinat. Răscumpărați vremea. Aveți un comportament care să-i atragă pe oamenii de afară. Feriți-vă de orice lucru care ar putea să-i îndepărteze pe acești oameni. Și până la urmă să n-aibă nicio motivație logică să se întoarcă la creștinism, urmărind cu atenție viața nepotrivită a unor creștini care sunt așa de neglijenți. Și acum face o recomandare de toată frumusețea. Aș vrea ca lucrul acesta să-l încercăm, să-l realizăm în viața noastră. Scrie în Scriptură ce-i drept, dar nu știu dacă 10% din creștini se simt îndatorați să împlinească cuvintele acestea. Vorbirea voastră să fie totdeauna, vă rog să reținem, vorbirea voastră să fie întotdeauna, fără excepție, dreasă cu har, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Ce frumos! Dar ce legătură asta să fie dreasă, întotdeauna cu har? Ce înseamnă har? Creștinii aveau încă limbajul lor din secolul primar, că dacă cineva vorbea așa cu focul sufletului, din toată inima, din toată dragostea, din toată râvna, vorbea cu har, adică nu era un ipocrizit, în sensul ca să spun așa, numai să se afle vorbind, așa cum făceau mulți oameni religioși, chiar dintre conducătorii comunităților creștine din acea perioadă, că au fost tot felul de oameni. Totdeauna să fie dreasă cu har, cu milă, cu bunătate, cu dragoste, cu devotament, cu sinceritate, cu simțul realității, să nu vorbim prea multe lucruri care nu sunt la locul lor. O vorbire dreasă cu har, dar mai zice aici, dreasă și cu sare. Și noi avem obiceiul să spunem, uneori dacă se discută lucruri mărunte, ieftine și câteodată chiar glume care nu sunt deloc compatibile cu caracterul unui creștin autentic, zice că vorbele acestea sunt nesărate. Într-o altă epistolă atrage atenția, glume proaste, vorbe porcoase și așa mai departe. Creștinii nu prea folosesc așa glume proaste ieșite din comun. Nici cuvinte porcoase, vulgare, așa cum am zice noi. Dar, de foarte multe ori, în relațiile lor, când discută, nu mai discută cu har și nici cu sare, ci discută în firea lor pământească. Și când sunt bine dispuși, se veselesc și ei vorbind lucrurile lumești, ca și ceilalți care nu cunosc pe Dumnezeu. Nu trebuie să fim atât de sobri și închiși, încorsetați în ideile noastre fixe, așa cum ne consideră unii oameni că avem idei fixe. Dar trebuie să avem o comportare izvorâtă din înțelepciune. Un om înțelept nu face exces. Nu vorbește prostii. Nu spune glume proaste. Nu provoacă pe alții la o distracție ieftină prin ceea ce spune. Și există o relație normală între oameni. Nici crearea unei impresii de tristețe și de închidere interioară față de semeni nu este recomandabilă pentru un creștin. Și nici o bucurie exagerată manifestată așa printr-o formă care nu este deloc potrivită. Sunt oameni care atunci când au un motiv râd cu toată pofta de parcă nu mai gata râsul și n-au niciun motiv. Și sunt alții care sunt sobri, sunt tot mereu, parcă plouă și ninge în fiecare zi. Păi Dumnezeu nu vrea să trăim într-o viață în care să ploaie și să ningă în fiecare zi.
Trebuie să avem deschisă inima, să ne bucurăm. Dar bucuria înțeleptului se manifestă într-un mod elegant. Știți cum vine asta? Bucuria înțeleptului se poate manifesta printr-un zâmbet așa dulce. Nu-L găsim pe Domnul Hristos nicăieri să râdă cu hoho și să facă glume cu oamenii. Nicăieri nu-L găsim pe Domnul Hristos. Și interesant, niciunul dintre apostoli nu a experimentat un astfel de mod de viață pe care l-au experimentat înainte, că doar erau pescari. N-aveau ei multe motive de glume și de discuții și de atâtea și atâtea probleme care îi delectează pe oamenii nematurizați în credință sau necredincioși. Trebuie să avem așa un caracter dulce, comunicativ. Când temnicerul observă că pușcăriașii nu erau evadați din temniță și ușile erau deschise, a zis: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Păi erau domni. Ăștia aveau un caracter de domn. Nu erau niște lași, nu erau niște fugari din locul unde trebuia să stea să răspundă pentru motivațiile pentru care au fost arestați. O, Doamne, puțini sunt oameni în lumea aceasta, puține sunt penitenciarele care dețin pușcăriași pentru valori spirituale. Majoritatea pușcăriilor sunt pline cu hoți, cu criminali, cu oameni care au săvârșit infracțiuni grosolane, care au intrat în conflict cu legile sociale și care până la urmă sunt certați și cu Dumnezeu. Nu este deloc recomandabil ca un creștin să sufere pentru astfel de fapte. Ci Petru spune, dacă cineva suferă pentru că este creștin, trebuie să se bucure de lucrul acesta, fiindcă sunt puțini creștini, sunt mai mulți păgâni în pușcărie decât creștini. Deși a fost o perioadă istorică în care creștinii erau ținta care era fixată pentru a fi distruși, dar așa cum a spus cineva, cu toate că fiecare oaie produce numai cât un miel, în cel mai bun caz aduce doi miei. Rar se întâmplă ca oaia să producă trei miei. O lupoaică face câte 5, 6, câte 7 pui. Și întrebarea a fost, datorită cărui fapt, totuși, oile sunt mai multe la număr decât lupii? Că ar trebui să fie invers, pentru că ei se produc mai activ. Și atunci răspunsul înțelept a fost, păi lupii n-au păstor, dar oile au păstor și de aceea se înmulțesc și ele sunt asigurate că sunt păzite de păstorul lor. Să ne dea Domnul harul să fim între oile Domnului, ca El să fie păstorul nostru care ne protejează. Aici este așa un lucru de frumos pe care îl putem descoperi. Vorbirea noastră să fie dreasă cu har, să vorbim cu înțelepciunea care vine de sus, să nu ne coborâm la lucrurile ieftine și să ne deformăm caracterul creștin, ca cineva să-și facă o impresie despre, băi, ăsta e creștin, uite cum vorbește, uite ce glume spune, uite ce comportament, uite ce atitudine nepotrivită. Atât în gesturi, cât și în cuvinte, cât și prin forța exemplului în modul de viață, trebuie să aducem roada înțelepciunii pe toate planurile. Și dacă avem o situație de conflict cu cineva, nu pentru că noi l-am provocat, ci pentru că sunt oameni care creează diferite situații și până la urmă ajung să ne urască. Și se pare că am intrat într-o confruntare. Zice că înțelepciunea poartă veșnic biruința, fără să-și murdărească hainele. Când se încaier, așa cum spunem în cuvântul uzual, doi oameni scandalagii, se bat între ei, unul devine mai puternic, îl răpune pe celălalt, dar se alege cu hainele murdare și pătate. Sau când se luptă între ei și cum erau gladiatorii, păi se luptau până la sânge, până când unul pica și trecea peste pragul morții. Celălalt era învingător, dar era cu hainele rupte și pline de sânge. Înțelepciunea care vine de sus câștigă biruința fără să-și murdărească hainele. Doamne, ajută-ne ca orice lucru, de orice natură ar fi, orice conflict, orice neajuns, orice neînțelegere, să putem rezolva în așa fel încât să nu ne murdărim hainele. Ferice de cei care își păstrează hainele curate, pentru că ei vor umbla împreună cu Mântuitorul. Este făgăduința adresată creștinilor din Sardes. Sunt unii acolo, nu mulți. Ai câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele. Aceștia vor umbla cu mine îmbrăcați în haine albe, pentru că ei s-au învrednicit de numele frumos pe care l-au purtat, respectând legea Duhului de viață. În continuare, la partea finală, mai este un lucru
interesant. Dar aș vrea ca versetul acesta, fără să-mi cer scuze că îl repet încă o dată, m-am hotărât să repet de 10 ori același lucru, dacă știu că este de folos. Haidem să facem din el un fel de verset de aur care să modeleze comportamentul și atitudinea noastră. Vorbirea voastră să fie totdeauna, fără excepție, cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia de la orice nivel. Găsești omul de pe stradă neinformat, ești undeva în fața unei autorități, să știi cum să vorbești cu oamenii înțelepți de la toate nivelele. Trebuie necondiționat să ne educăm acest caracter, să nu mai vorbim lucruri care n-au valoare și care ne degradează prin modul în care ele sunt folosite, fără să aducă vreun folos. Și acum Pavel aici, în cuvintele de salut, le aduce. Vi l-am trimis. Dar versetul 7 vine și spune: tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Și el era pe acolo și ducea ajutoare și se ocupa de problemele spirituale ca un fel de voiajor, așa cum spunem noi în limbajul nostru uzual. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâiați inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece aici, că nu vreau să vă spun de câte ori primesc bătaie și aici, de câte ori primesc o cară, de câte ori trăiesc sub stigmatul unei amenințări de moarte. Dar nu vi le mai scriu astea, o să vi le spună ei verbal, pentru că ei au fost împreună cu mine și au venit acum la voi. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, se vede că mai erau evrei care purta numele de Iisus, Iehoșua, dar nu era Iisus Fiul lui Dumnezeu. Se pare că și grecii au numele de Hristos, dar nu e vorba de Hristos, Mântuitorul. Oamenii au împrumutat diferite nume și au aplicat anumite nume în anumite circumstanțe, probabil după preocupările lor sau caracteristicile care îi făceau deosebiți. Apoi iarăși apare Eprafa, un alt slujitor al lui Dumnezeu, care totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Și iarăși cuvinte de încheiere cu privire la anumite personaje marcate în perioada respectivă. Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Pe vremea aceea Dima încă era în slujba Domnului. Spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lor. Și după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți ca să fie citită și în biserica laodicienilor. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Spune sănătate lui Arhip. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Și acum o scrisoare și o semnătură de autentificare. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Pavel, aduceți-vă aminte de mine în lanțurile mele. Harul să fie cu voi cu toți. Și am încheiat și această imagine splendidă în portretul interior a bisericii din orașul Colose. Stimați telespectatori, mă bucur că am putut să cercetăm împreună, chiar dacă am făcut mai multă lectură cu mai puține explicații, pentru că nu erau necesare în modul cum ele sunt prezentate. Aș vrea să remarcăm însă versetul acela, versetul 6 din capitolul 4. Îl mai citiți încă o dată. Mai faceți o repetiție că e de folos. Doamne,
Ajută-ne să-ți putem mulțumim de ajuns, să fim recunoscători și să te slujim cu bucurie toate zilele vieții. Amin.